binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Am rămas foarte plăcut impresionat de dimineață, fără ca să mă înțeleg cu fratele, mai ales că este și un frate, nu este român, și cumva am mers pe direcția aceasta, vorbind despre armătură, vorbind despre moment, despre faptul că trebuie să fim gata, să așteptăm pe Domnul să vină. Apoi, când am venit acum la biserică, am văzut că suntem relativ puțini în comparație cu ce eram dimineață. M-am gândit că poate m-am grăbit un pic ca să fac anunțul că după masă o să predic eu. Apoi iar m-am întors și am zis, acum nu au ajuns toți frații, dar mulțumesc Domnului pentru cei care au venit. Domnul să vă binecuvinteze. Puteați și dumneavoastră să alegeți ca să ascultați o predică pe internet sau să ascultați sau să mergeți în altă parte, dar ați ales ca să fiți aici. Și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să stăm la îndemâna Domnului. Vă rog să vă rugați și pentru mine, ca Dumnezeu să ne dea călăuzire și să putem să înțelegem ceva din cuvântul Domnului. Nu că dumneavoastră nu știți, nu că dumneavoastră n-ați auzit vorbindu-se din pasajul acesta și poate ați auzit pilda aceasta tălmăcită și răstămălcită de mai multe ori, dar doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu mai vreau ca să fac prea multe introducere, pentru că am făcut-o duminica trecută. Vreau doar ca să privim puțin la pasajul acesta și împreună să desprindem câteva idei. Spuneam duminica trecută că frații care studiază Biblia ne învață și ne spun că atunci când vorbim despre pilde, să avem grijă cum interpretăm pildele, nu totdeauna, mai ales și în mod deosebit cele care nu sunt tălmăcite, care nu sunt explicate de Domnul Iisus sau de ucenici, toate pildele au un adevăr central. Și cum am stabilit adevărul central duminica trecută și spuneam că este vorba despre veghere. Versetul 13 din pasajul care am citit este cheia sau este versetul de bază, este versetul de aur a acestui învățături. Să vegheați. Aș vrea ca să vă fac o provocare, dacă v-aș da la fiecare câte o hârtie și câte un pix și v-aș lăsa așa două minute timp să notați pe lista asta, să faceți o listă cu prioritățile care trebuie mâine neapărat să le rezolvați. Cum mâine, mai bine se potrivește că și zi de sărbătoare și așa pentru câteva momente să vă las să vă gândiți ce ar trebui mâine să rezolvați neapărat. Neapărat trebuie să faceți. Acum am înțeles tinerii să duc la ceva grătare, fac ceva grătare, dar pe lângă asta, pe lângă faptul că aveți de rezolvat, ce ar trebui să rezolvați neapărat mâine? După ce vă treziți, eu știu când reușiți să vă treziți așa pe la 11-12, ce e neapărat nevoie să rezolvați? Dacă vă gândiți așa câteva secunde, câteva momente. Bun. Acum, în lista e deja închisă, da, aveți lista așa în subconștient, nu a spus la nimeni, numai Dumnezeu vă cunoaște. În lista asta, lucruri foarte importante, bineînțeles, care trebuia neapărat rezolvate. Este pe lista asta undeva un timp de rugăciune? Este pe lista asta un timp în care trebuie să citești cuvântul Dumnezeu, să memorez, să repeți o cântare, să vizitezi un bolnav, să dai un telefon la un frate care de mult nu l-ai văzut la biserică sau pe o soră care de mult n-ai sunat-o? Atunci faci parte din cei care mai veghează. Dacă pe lista asta au fost doar lucruri materiale, mașină, casă, grătare, o curățenie, care sunt foarte importante, s-ar putea să avem o problemă cu vegherea. Aș vrea în ziua de astăzi, în seara aceasta, ca să desprindem trei lucruri. Cum am spus, cei care se ocupă cu arta de a comunica. De exemplu, politicienii care vorbesc la televizor sau care fac meeting-uri pentru alegeri, ei înainte de asta sunt învățați cum trebuie ca să vorbească cu oamenii. De exemplu, atunci când cunoști pe cineva, când faci cunoștință cu cineva, este foarte important ca să reții numele. Noi avem probleme, nu mai știm cum îl cheamă. Fratele la mai înalt, Anicu, sau fratele care au venit mai târziu. Da, avem o problemă ca să păstrăm numele, să ținem minte numele. Dar cei care știu să comunice, cei care știu ca să intre în contact cu oamenii, ne învață și ne spun, trebuie neapărat să țin minte cum îl cheamă pe om când se prezintă, să fie atent la numele lui și data viitoare să-i spun numele. Pace, sora Esterea, mă bucur să vă revăd. Sau, mă rog, cum o cheamă sau cum îl cheamă. Este foarte comod dacă cineva care te primește într-o biserică sau undeva își știe numele. Una dintre metodele ca să țină oamenii mai bine minte un mesaj e ca să le spui cu același, să înceapă cu același literă. Și în seara aceasta aș vrea să avem trei idei sau trei lucruri care să înceapă cu aceeași. Prima dată, vorbind despre veghere, vegherea este permanentă. Noi ne-am înjugat sau ne-am pus în lucrarea asta al slujit pe Dumnezeu, nu pentru așa spontan.
am luat și noi o vitamină de asta și ne-o prins așa flama și zic, bă, ce fain la pocăiți, hai că mă duc și la biserică și mă botez și eu și e gata. Și după ce ne-a trecut flama aia, știi, focul ăla de paie, o luăm pe alte cărări. Când frații ne botează, înainte ca să ne scufunde în apă, ne întreabă până când? Te-ai hotărât ca să slujești pe Dumnezeu? Și noi toți am răspuns, cei care am încheiat legământ, până la moarte, până în veșnicii, până care mai de care, cât mai să sune cât mai bine și să fie clar că noi niciodată nu o să ne lepădăm de Dumnezeu. Pentru că vegherea trebuie ca să fie permanentă. În capitolul 24 cu versetul 13 spune așa, Matei, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Răbdarea asta, vegherea asta, nu este doar pentru un moment, nu este doar pentru așa o câteva secunde sau câteva zile din viața noastră. Suntem chemați ca să avem o slujire, să avem o veghere, să veghem permanent și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În seara aceasta spuneam, versetul cheie sau concluzia la ceea ce, la pilda care spunea Domnul Iisus este versetul 13. Vegheați dar, căci nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Când să veghem? Vegheați în trecut? Bine că ați vegheat nu știu când și dacă acum de acum mai vegheați începând de mâine? Ne cheamă Dumnezeu și ne spune, vegheați astăzi, mâine și în orice moment din viața ta, în orice moment din viața noastră, trebuie să fim în veghere. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fratele Nicu lucrează ca șofer, am înțeles, pe autobuz. Toți cei care avem permis și suntem la volanul unei mașini, este foarte important să fim în veghere, să fim tot timpul în alertă. Dar în mod special, dacă mai ai în mașină sau în autobuz sau în autocar încă 40 de persoane sau 30 de persoane după tine, vă dați seama cât de mare responsabilitate. Acum, dacă la un moment dat, în timp ce conduce fratele Nicu autobuzul, iar trece prin cap că are de rezolvat niște probleme. Așa, în loc să o ia, este pe Salzburg, dar aveți cursa, nu știu ce curs aveți, dar dacă aveți Matihofen, Salzburg, ai de rezolvat o problemă în, nu știu, în Braunau. Și dintr-o dată tu iei undeva în stânga, în parc. Ar fi catastrofa asta. Încep oamenii să sune, bă, stai, alu, s-a întâmplat un fenomen, ăsta, șoferul, o luat-o pe alte cărări, în loc să ne ducă la Zasul, noi trebuie să ajungem, avem termin acolo, așa mai departe, el o merge, nu știu. Și tu te-ai justificat, stai mă să spun, că eu am de rezolvat niște probleme, bă, hai de rezolvat, e problema ta. Dar tu ești acum trimis sau lucrezi aici ca șofer să ajungi la Braunau, la Zasul, cu autobuzul, cu oameni. Mă înțelegeți? Trebuie ca să fim în continuă veghere. În timp ce suntem la volanul unei mașini, da, acum, apropo, felicitări, Beni, pe lângă tot rău, uite, Domnul te-a binecuvântat și ai scăpat și cu permis. Acum, dintr-o dată, așa, să-ți treacă ție prin cap că ai de vorbit la telefon sau te uiți la, nu știu ce știre, la ultima știre care a apărut acum pe internet, în timp ce ești la volan, deschizi telefonul și nu funcționează așa. Trebuie ca să fii într-o permanentă alertă, într-o continuă alertă, într-o veghere continuă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin, amin. În limba spaniolă, cel puțin traducerea asta mai noi, vis-a-vis de fecioarele, la pilda fecioarelor, la cele care erau înțelepte, care în limba română e tradus înțelepte, se spune vigilantes. Erau vigilente, erau atente. Iar la cele care erau, în limba română spune nechipzuite, iar în traducerea nouă, în limba spaniolă, spune despreocupadas. Fără griji. Se face diferența între fecioarele care erau vigilante, vigilente, care erau în alertă continuă și cele care erau despreocupate, nu aveau nicio treabă. Adică nu erau stresate, bă, dacă vine mirele, dacă nu vine, dar când vine, la ce oră vine, dacă cum va ajunge noaptea asta, dacă vine la ora cu tare, dacă vine mai devreme sau mai târziu. Băi, îl așteptăm pe mirele, pe când vine, îl vedem. Cumva așa, într-o stare așa de liniște. Dumnezeu ne cheamă să fim într-o continuă veghere. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin, amin. Dragii mei, aș vrea ca să vă spun, slujirea asta, vegherea aceasta, așteptarea mirelui, nu este un sprint. Ne-ar place ca să fie un sprint așa de 100 de metri, bă, dăm tot din noi în momentul ăla, cât reușim, câteva secunde, dăm tot din noi, am scăpat și gata. Odată vorbeam cu cineva care tot în timp întârzia cu banii la cotizația care trebuie să o dăm la biserică. Și ne-am apropiat de fratele, am urit cu el și a spus,
Cum de tot timpul tu întârzi, trebuie să te aduci o aminte, uite, trebuie date cotizații, că nu, trebuie plătită chiria și așa mai departe. Nu aici la biserică, la noi, în alt, unde slujea pe altă dată. Și era o sumă mai mare, treabă. Și tot timpul eram cu, așa cu stres, că trebuia oamenii, frate, să dea bani ca să vă vedem de plătit chiria. Și frate, eu zic, bă, mie drag sau mie îmi place ca să dau o dată pe an, pentru că să nu mă o dată o strângere de inimă. Să nu am toată luna câte o strângere de inimă să dau bani. Eu o dată să dau bani și a scăpat. Și de-aia mai întârzi, eu mă scuzați, eu sunt mai așa, mai... când trebuie să dau bani, am strângere de inimă. Ne-ar place cumva, mă, dăm o dată o tă din noi și am scăpat. Dar noi nu suntem chemați la un sprint de 100 de metri. Nici măcar la un sprint de 50 de metri. Suntem chemați la un maraton. Să alergăm continuu. Să vegem continuu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Așa ca să ne fie cumva foarte clar. Suntem chemați la maraton. Vegherea aceasta este o perioadă de lungă durată. E adevărat, sunt unii care scapă mai repede că Domnul îi cheamă acasă. Sau Dumnezeu face ca să se sfârșească alergarea mai repede. Dar important este, dacă ai înțeles că trebuie să-L aștepți pe mirele, dacă ai înțeles că trebuie ca să stai în veghere, să fii într-o continuă, într-o permanentă veghere, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, versetul 8 din capitolul acesta care l-am citit din Matei, spune așa: cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru. Se pare că unde lemnul ăsta care îl avem în vase este personal, este al nostru. Pentru că al doilea lucru care este important la vegherea aceasta este că este personală. Este permanentă și este personală. Ne-ar place și ar fi chiar fain să știm, pentru mine veghează mama România, nu mai trebuie să mă preocup eu aici. Părinții mei și așa sunt bătrâni, îs în pensie, n-au altceva de făcut numai să vegheze. Și eu aici am venit la lucru, am venit la USA să fac bani, să strâng de avere și mă duc non-stop la lucru, am treabă, n-am vreme ca să veghez. Ar fi fain așa dacă ar putea să vegheze pentru mine mama și tata, mai ales că am mulți bătrâni, îs acasă singur, n-au altceva de făcut, numai să te veghez. Dar nu funcționează așa. Vegherea aceasta în așteptarea mirelui trebuie să fie personală. La un moment dat au crezut fetele astea, feciorile aceasta au crezut că pot împrumuta de la alții. Au zis, n-ai vrea să veghezi în locul meu? Spune că într-o familie aveau un copil, au venit un copil în familie și era un frate pastor, spunea, și era, copilul era mai agitat, așa, mai rău, mai plângea noaptea, mai nu dormea, mai nu știu, și sora tot îl legăna, tot îl... Și era la un moment dat foarte obosită, nu mai a putut. Și o să auzi, mai leagă de jur, mai ai și tu grijă de el, că e și copilul tău, nu numai a meu. Până când, că nu mai pot și eu, am obosit. Și fratele o să auzi, leagă de numai partea ta, partea mea lasă-o nelegănată. Mă înțelegeți? Nu funcționează așa. Nu putem ca să veghem așa unul pentru alții. Trebuie vegherea să fie personală. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu ca să ne ajute pe fiecare. Când suntem la cina Domnului, ne îndemnăm și totdeauna aduce o aminte versetele acelea care spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Oh, dacă ar fi vorba ca să cerceteze eu pe alții. Acum o să așa implicat, cam de mult timp, cam îi cunosc pe toți și știu cum să-i... Băi, fiecare se veghe, oh, fratele cu tare, sora cu tare, oh, știu cum veghează, cum nu veghează, se cercetez pe alții, oh, m-aș desfăca afix. Dar problema e când Dumnezeu mă pune cu mine față în față. Nu știu, seara asta cred că se amintea că suntem chemați la o luptă și știți cu cine trebuie să luptăm? Nu știu, întreba Daniel sau... Mai, așa era. Și în mintea mea a fost că trebuie să luptăm cu noi. Dimineața, cred că era acum, că n-avem de luptat împotriva Duhului și așa mai departe. N-avem de luptat împotriva cârnii. N-avem de luptat unii împotriva altora. Cine suntem chemați ca să luptăm cu noi înșine. Cel mai mare dușman al meu este eu. Cel mai mare dușman al meu este firea mea pământească. Și-ar vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca să putem să rămânem și să fim aceia care să mergem înainte. Amin, amin. Vis-a-vis de vegherea aceasta personală, aș vrea ca să înțelegem puțin. Uitați versetul 8 care l-am spus, ultima parte spune așa. Dați-ne de unde lemnul vostru, căci niște sting candelele. Nivelul care îl era în candelă, știau doar ele. Acum, dumneavoastră,
dacă ne gândim la pilda asta, dacă i-am pune așa ca și cum ar fi la biserică, da? S-a amintit și dimineață că sunt anumiți frați, anumite păreri, că, mă scuzați, cum că vrea să spună Domnul Iisus că jumătate din biserică o să fie răpiți, jumătate nu. Tocmai de aia 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 necâmzuite. Nu cred că este vorba de asta și cel mai mulți frați nu cred că este vorba despre asta. Ci este doar așa, dat un procentaj ca să vedem cât de important sau cât de mult sunt cei care nu veghează. Și noi, Domnul, să ne ajută să fim bine la care veghem. Sigur, noi toți credem despre noi că noi suntem la care veghem. Dar acum, dumneavoastră credeți că cele 10 fecioare, 5 erau deoparte așa pusă undeva separat, alea înțelepte, și 5 erau undeva așa mai deoparte, alea neînțelepte? Credeți că erau două grupe acolo? Erau două biserici? Credeți că erau așa cumva separate și care se uitau? Mă, ăștia n-au un dilemă. Cam slăbuți undele. El a zis, nimălă astea, că tot cu undele. Credeți că așa funcționa? Nu. Ele nu știau. Toate le așteptau pe mirele, toate erau pregătite, toate stăteau în veghe, toate au adormit, da? Toate erau îmbrăcate pentru ca să-l împline pe mire. Nu știau cât era un delem, care cât avea un delem. Credeți că nu s-au format între ele niște legături să fie o coare, să le pese una de alta? Sigur. Și dacă eu îl văd pe Daniel că îi scade un delemul, îi spun, auzi, Daniel, uite, ar trebui ca să mai pui un delem acolo în vas. Credeți că nu ar fi fost între ele relația asta ca să ajungă una pe alta? Dar problema e că vegherea e personală. Și fiecare dintre noi știm cât un de lemn avem în vas. Sau ar trebui ca să știm. Cât un de lemn este în vasul nostru și cât un de lemn este în sticluța, în vas, se spune. Pe lângă candelă, într-o seară amintea un frate aici, într-o mare seară, dacă nu greșesc, și spunea, vasul acela este undeva ascuns. Undeva în interior, unde nu-l vede nimeni, unde se acumulează un de lemn care nu știe nimeni cât un de lemn se pune acolo, doar cel care pune un de lemn și cel care dă un de lemn, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin, amin. Una dintre problemele acestea vis-a-vis de vegherea personală este că una dintre problemele care l-au avut fecioarele acestea era că ele gândeau diferit vis-a-vis de cât este suficient. 5 dintre fecioarele acestea au gândit că e suficient cât un de lemn au. Nu mai e nevoie ca să acumuleze un de lemn de la cei care vând. Am spus duminica trecută părerile că sunt împărțite, dacă e vorba de Duhul Sfânt sau nu e vorba de Duhul Sfânt, că e cuvântul, că e nu știu ce, că e așa. Eu nu vreau ca să intru în detaliul ăsta, vreau să spun doar că e nevoie să avem un de lemn în vasele noastre. Problema care au avut cele 5 fecioare nechipzuite este că ele gândeau diferit de cât este suficient. Și au zis, cât un de lemn am, e suficient. Celălalt a spus, nu e suficient, trebuie să mai acumulăm, trebuie să avem o rezervă, trebuie să avem mai mult un de lemn, trebuie să avem, că nu știm când vine mirele. Și celălalt a spus, a, bă, și așa vine în curând, și așa vine cât de repede, nu trebuie ca să ne preocupăm așa de mult ca să avem mult un de lemn. Diferența, sau una dintre diferențele care au fost între cele înțelepte și cele nechipzuite era că au gândit diferit vis-a-vis de cât este suficient. În capitolul 5, Matei, capitolul 5, versetul 6, cuvântul Domnului spune așa, versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Iar versetul 6 spune, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ne cheamă Dumnezeu ca să fim dornici, să căutăm, să stăm în părtășie cu Dumnezeu. Pentru că părtășia asta, vegherea aceasta, este personală. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, o a treia caracteristică a vegherii, pe lângă faptul că este permanentă, pe lângă faptul că este personală, trebuie să fie practică. Degeaba ne lăudăm noi. Cine? Unde lemn? Unde lemn? Cât vreți voi? La mine acasă? Eu am mult unde lemn. Degeaba spunem asta. Diferența o face atunci când vine mirele. Diferența o face atunci când trebuie ca să iasă lumina la iveală. Atunci când trebuie ca să stau în veghere și să se vadă făclia. Atunci este important. Trebuie ca să fie practică, nu teoretică. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă deschideți împreună cu mine la 2 Petru, capitolul 1 spune așa, începând cu versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să numiți credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni.
Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Cât de clar, cât de pus în practică este vegheria aici de Petru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute ca să fim din aceia care să stăm în veghere. Versetul 6 din pasajul care am citit spune așa: la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Teoretic e bine, bă, m-am dus să-l aștept pe mire, dar la un moment dat trebuia făcut ceva, trebuia pus în practică ieșirea asta în întâmpinare. Și apoi spune, atunci toate fecioarele acelea, versetul 7, s-au sculat și și-au pregătit candelele. Parcă este aici o repetare, parcă este o contrazicere. Prima dată spune că cele necnizuite când și-au luat cu ele, când și-au luat candelele, n-au luat un de lemn. Și apoi în versetul 7 spune că toate fecioarele și-au pregătit candelele. Se pare că înainte ca să vină mirele, trebuie ca să fie o pregătire a candelelor. Trebuie pus în practică. Dacă am învățat din punct de vedere teoretic, bă, noi trebuie ca să avem un de lemn, noi trebuie ca să avem candele, trebuie să fie făclia aprinsă și așa mai departe. La un moment dat trebuie pus asta în practică. Și va fi pusă slujirea noastră, va fi pusă vegherea noastră la o probă practică. Cum suntem? La momentul acela când va trebui să dăm proba practică. Da? Frate Benim, știu, ai căzut la practică o dată la condus. La teorie parcă e mai greu, da? Când trebuie să mergem acolo la sală, suntem, vorbim despre examen, acolo avem mai multe emoții. Dar câteodată trebuie să mergem la proba practică. Băiatul nostru, Nathaniel, acum nu e aici, când o mers la examen în România, nu știu ce, la o trecere pe tot, n-au văzut pe cineva acolo o persoană și eu căzut la practică. Pentru că nu a fost atent, nu a fost destul de atent. Teoria ca teoria, da? Dar practica, cu practica avem probleme. Aș vrea ca să înțelegem că noi trebuie ca să punem în practică vegherea noastră. Trebuie ca să ne pregătim candelele. Una dintre cele mai repetate teorii care le-am auzit, ca să înțelegem bine pilda aceasta, trebuie ca să cunoaștem practicile care se, obiceiurile care se practicau în Orient. Atunci când se întâmpla o nuntă, veneau anumite fecioare care însoțeau mireasa, așa și mai departe. Una dintre, nu știu dacă este așa de important, eu m-am gândit dacă bunicul meu, care a fost și el pocăit, știa el despre obiceiul din Israel. Mă gândesc că nu știa. Poate că știa, eu am impresia că nu știa, dar mă rog, nu asta este important, nu l-am cunoscut, nu l-am văzut niciodată, nu știu dacă el știa ceva despre practicile din Israel. Dar spun frații care cunosc practicile că înainte ca să vină mirele, când s-auzea strigarea, era un crainic care striga înainte, există întâmpinare și ieșeau fecioarele, își curățau candelele în mod special atunci ca să lumineze mai mult, ca să vadă mirele, în primul rând, unde sunt fecioarele care așteaptă, pentru că erau la casa miresei și acolo trebuia să vină mirele. Bine, că eu mă gândesc că el știa, adresa știa unde să vină, dar mă rog, pentru că ajungea câteodată, ajungea mai târziu noaptea, că se pare că peste zi era foarte cald în Orient și atunci prefera să vină noaptea. Mă rog, nu asta este foarte important. Important este că fecioarele acestea își pregăteau candelele pentru două lucruri. Unu, era ca mirele să vadă unde sunt făclirile, unde este lumina, ca să vină la casa miresei. Și a doua, era ca să le lumineze fața lor, ca să fie recunoscute de mirele care venea. Tocmai de aceea, la un moment dat, spune, când vin cele nechipzuite mai târziu, spune că niciodată nu v-am cunoscut. Sau mai pe urmă au venit celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-te-a. El, drept răspuns, a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc, pentru că atunci când am venit, nu v-am văzut fața. Când am venit eu, nu ardea, nu era lumina ca să vi se vadă, să vă recunosc fața, ca să vă recunosc ca și fecioare care aștepta să vină mirele. Dar, mă rog, asta sunt anumite teorii vis-a-vis de obiceiurile din Orient. Dar ceea ce vreau să spun este că este foarte important ca în viața noastră să fie și să punem în practică lumina, să punem în practică vegherea noastră și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, ceea ce este important sau ceea ce am văzut că este, a făcut diferența între fecioarele acestea este că unele aveau un de lemn și altele nu aveau un de lemn. Un de lemnul din rezervă, un de lemnul din vas, un de lemnul din candelă, care menținea flacăra,
Cum vreți ca să o numiți? Se pare că asta făcea diferență. Acum, frații pentecostali au concluzionat și au spus unde lemn nu este Duhul Sfânt. Și de-aia noi trebuie ca să fim oameni, ca să fim botezați cu Duhul Sfânt. Am spus ceva despre asta duminica trecută, nu mă vreau ca să intru în amănuntul ăsta. Și nici nu vreau ca să mă contrazic cu nimeni. Cei care credeți că unde lemnul e Duhul Sfânt, foarte bine. Dar aș vrea ca să privim puțin la unde lemn. Unde lemnul se folosea în vechime pentru mai multe lucruri. Pentru a... Unde lemnul e un fel de ulei, ulei de măsline, care face ca să nu scârție lucrurile. Câteodată se întâmplă în anumite biserici, nu la noi, că vasele între ele, lămpile între ele, mai scârție, pentru că lipsește unde lemn. Și dacă poate acasă mai scârție lămpile între ele, în familie poate mai scârție, aș vrea ca Dumnezeu să ne umple cu unde lemn. Să toarne unde lemnul său ca să nu mai fie nevoie de asta. Apoi, dacă ne gândim puțin și dacă privim puțin cum se producea unde lemnul. Din măsline, de obicei, și aici, când este vorba de unde lemn, cel puțin în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, este vorba de unde lemnul sau de uleiul scos din măsline. Am auzit, nu știu, bunicii noștri din partea lui tata, pare mi se avea o presă de ulei de floarea soarelui. Că în România, cu măslinile, e mai complicat, dar se pare că în zona unde locuiau eu, ei acolo undeva, sper Dumnezeu, era, nu știu, mai multe floarea soarelui sau nu era, nu știu asta, dar avea o presă de... Și ca să scoată ulei din floarea soarelui sau din măsline, se pune într-o presă unde se zdrobesc măslinile și așa de mult se zdrobesc până când iese ulei din ele. Ceea ce este interesant, am căutat un pic așa în dicționarul biblic și am văzut că grădina Ghețimani înseamnă tiasc de ulei. Pentru că acolo, în grădina Ghețimani, înainte ca să fie zdrobit mielul lui Dumnezeu pe Golgota, s-a zdrobit în Ghețimani. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă citim acolo cu atenție, spune la ucenicii, spune, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și i-a luat pe câțiva, pe trei dintre ei, i-a luat deoparte, rugați-vă împreună cu mine. Și apoi s-a depărtat de ei. De ce s-a depărtat? Este foarte interesant acolo. Pentru că atunci când noi avem o problemă, când suntem frământați de niște situații, vrem să fim cu prietenii noștri, să fim cu cei dragi noștri. Și parcă corect și normal era Domnul Iisus să fie cu ucenicii, pentru că s-a format între ei o legătură și la un moment dat le spune, voi sunteți prietenii mei, pentru că eu îmi dau viața pentru voi. Și nu poate nimeni să-și iubească mai mult prieteni decât să-și dea viața pentru ei. Și voi sunteți prietenii mei, pentru că ascultați și faceți ceea ce eu vă poruncesc. Dar se pare că Fiul Dumnezeu, cerescul din el, a preferat să fie singur cu dumnezeirea în momentele acele grele din viața lui. În momentele acelea când a trebuit ca să fie zdrobit, să stoarcă unde lemnul din el. Înainte ca să fie pus, cum am spus, pe teascul de la Golgota, a fost pus mielul lui Dumnezeu pe teascul de la, din Ghețimani. Și a început să se roage și să spună, Doamne, dacă se poate să depărtează de la mine paharul acesta. Și spune evanghelistul Luca sau doctorul Luca, că așa de mult, așa de insistent s-a rugat, că picăturile, transpirația lui, picăturile, lacrimile lui s-au transformat ca niște picături mari de sânge. Poate că înțelegi ce vreau să spun. Ne cheamă Dumnezeu la o zdrobire. Fără ca să filozofăm prea mult ce este unde lemnul. Dar stoarcerea unde lemnului, câștigarea unde lemnului, cumpărarea unde lemnului, dacă vreți, se face prin zdrobirea firii pământești. Și atunci când reușesc ca să-l zdrobesc pe Cristinel și să-l pun în teasc și să scot din el, să stor din el, să zdrobesc firea pământească din el, mai fac rost de un pic de unde lemn. Și din zdrobirea firii pământești a mea și a dumitale, mai punem un pic de unde lemn în rezervă, în vas. Mai punem un pic de unde lemn acolo unde se acumulează unde lemn. Oh. Noi am vrea ca să cadă unde lemn din cer. Dacă s-ar putea să toarne Dumnezeu și să umple vase, să avem așa niște rezervoare mari cu noi, să avem cu noi rezerve și pentru bunici, să avem rezerve și pentru soții, să avem rezerve și pentru copiii noștri. Oh, cum nu le-am dat? Cum nu le-aș da eu la copiii mei rezerve dacă aș putea? Dar spuneam la început că este personală vegherea. Zdrobirea este personală. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei,
Nu știu exact ce este un delemnul, ce vrea să spun un delemn, dar știu că atunci când noi ne facem timp să ne zdrobim firea pământească, când acceptăm ca ciocanul lui Dumnezeu să ne zdrobească eul nostru, când acceptăm ca al Domnului cuvânt să zdrobească firea mea pământească, atunci mai iese puțin în delemn și pun un delemn în vas. Și în rezerva mea, acolo ascuns din interiorul meu, se mai acumulează un delemn. Atunci când îți faci timp de rugăciune, mai pui un gram de unde. Atunci când îți faci timp, când ceilalți se programează, mâine ieși la verde, mâine de rezolvat, nu știu cât. Când tu îți faci timp de rugăciune, când tu ai pe lista ta program de rugăciune, ai timp ca să citești cuvântul lui Dumnezeu, acumulezi un delemn și mai pui acolo în vas. Când poate lumea care suntem ne învață, auzi, trebuie ca să consumăm toți banii care facem, trebuie ca să mergem la lucru, prima dată ne dau mult de lucru, stăm la ore extra și așa mai departe, așa mai departe. Am mai spus și altă dată, gândul acela lui Faraon a rămas și astăzi și acum aici în Austria, a rămas valabil și a rămas valabil și în România și în America și peste tot. Dați-ne mult de lucru să nu mai umble după năluci. Și funcționează încă și acum varianta asta. Să mergem la lucru cât mai mult, să stăm cât mai mult la ore extra, să câștigăm cât mai mulți bani. Și apoi tot ei ne pun variante ca să-i cheltuim. Dar când noi renunțăm la toate astea ce ne oferă lumea și ne facem timp pentru sufletul nostru, ne facem timp pentru a veni la biserică, ne facem timp pentru a vizita un frate, ne facem timp ca să dăm un telefon, ne facem timp ca să ne rugăm, ne facem timp ca să citim cuvântul lui Dumnezeu. Prin toate astea acumulăm un delemn. Și mai strângem puțin în delemn. Și mai strângem puțin în delemn. Și mai strângem puțin în delemn. Pentru că nu se strânge foarte simplu. Nu se strânge ușor un delemn. Un delemn nu se este așa aruncat pe stradă, pe garduri, cum se spunea. Acolo colace, câine cu colaci în codă, spunea mama. O, dacă mergi în Germania, stai liniștit că și acolo ai de lucru, spunea dumneavoastră. Nu stau câine cu colaci în codă. Nu așa pe la toate colțurile străzii găsești un delemn. Un delemn nu este scump. Unde lemnul se acumulează. De asta fecioarele acestea înțelepte, nu, cât aveți nevoie? Nu vă dăm, nu-i problemă. Noi vă dăm că avem mult. Noi din belșug. Nu. Cât de greu. Cât de mult m-a costat ca să strâng unde lemnul care l-am. Cât de mult m-a sacrificat. Cât de mult a renunțat la eul meu. Cât de mult a renunțat la plăceri. Cât de mult am renunțat ca să pot să strâng un pic de eu. Și acum să-l arunc așa pe stradă. Nu pot să-mi permit asta. Iartă-mă. Nu te supăra. E adevărat, Dumnezeu ne cheamă ca să ne iubim unii pe alții, dar nu pot ca să dau de un delemn care cu atâta preț, cu atâta trudă l-am strâns ca să-l aștept pe mirele, că atunci când el vine să pot să fiu gata, nu pot să-mi permit acum să renunț la un delemnul ăsta. Pentru că este ceva prețios, care greu l-am câștigat, care greu l-am acumulat. Dragii mei, vremea în care trăim, ne învață oamenii, ne învață societatea că e ușor ca să strângem delemn. Un delemn nu e problema. Dumnezeu dă din cer, Dumnezeu toarnă, Dumnezeu umple, Dumnezeu e bun. Dumnezeu... Spunea și fratele de dimineață, fără ca să mă înțeleg cu el. Dar realitatea este că să strângi un delemn este foarte greu. Să acumulezi un delemn trebuie sacrificat, trebuie renunțat la noi înșine, trebuie renunțat la confortul nostru, trebuie făcut timp, trebuie renunțat și adus. Cum spunea psalmistul, adusă jertfa, vita pe altar. Trebuie stors firea pământească. Trebuie răstignită firea pământească. Suntem noi gata? Vrem noi ca să mai plătim prețul? Ca să mai strângem un delemn în vasele noastre? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute. Vreau ca să închei cu un cuvânt care tot Domnul Iisus spunea. Și cei care aveți Biblile, astea mai noi, unde cuvintele Domnului Iisus sunt puse cu roșu. În pilda aceasta, capitolul 25, Matei, pus așa cu roșu, frumos. Și în Marcu, capitolul 13, cu versetul 37, tot cu roșu e pus așa, dacă îl găsește Iacob. Dacă nu, nu e problemă, numai așa era ca să rămână așa în mintea noastră mai clar. Spunea Domnul Iisus, Marcu, capitolul 13, cu versetul 37, ce vă zic vouă, zic tuturor. Vegheați. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că vegherea este permanentă. Vegherea este practică, personală. Și vegherea este practică. Dumnezeu să ne binecuvinteze aceasta.